Începem dezbaterea cu subiectele pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră în această seară. Subiecte foarte interesante, o să vedeți, pentru că în această seară continuăm dialogul cu Bobby Păunescu, om de cultură, cineast și om de afaceri și acționar 50%, da, al postului B1 TV, ca să nu avem discuții, că înțeleg că sunt unii foarte interesați pe vloguri. Bună seara, domnule Păunescu. Bună seara, bună seara spectatorilor noștri. Să avem grijă cu procentul, că dacă nu spuneți procentul care trebuie, poate... Eu nu știu, că fiind angajat, nu știu procentele, nu cum zic, v-ați împărțit. Poate se pune în acțiune aici, în studio, da. Facem ceva da. La... Acum glumim, trebuie să știe telespectatorii, pentru că eu sunt un om foarte deschis, că noi suntem niște oameni care suntem în afara relației profesionale, avem o relație de prietenie, de amiciție. Domnul Păunescu nu e în calitate de patron al postului B1 TV, în calitate de om de cultură, om de afaceri, ba chiar specialist în științe politice, puțină lume știe marketing asta, politic, da. Marketing politic. De asemenea, toată lumea știe că numele lui Bobby Păunescu este asociat cu noul val din cinematografia românească. Habar n-am dacă o să mai avem parte de reușite, că înțeleg că statul nu vă prea ajută în domeniul ăsta, care se descurcă așa la limita subzistențe sau a străduințelor pe care le au oamenii care lucrează cu inițiative private. Am vrut să continuăm acest dialog, pentru că noi pregătim ceva special. Nu o să le spunem în această seară telespectatorilor ce pregătim. Un nou tip de televiziune, un nou tip de emisiune de televiziune, dar nu o să le spunem ce pregătim, îi lăsăm să se gândească, poate că au și ei propriile lor păreri și poate primim sugestii și de la ei, dar am vrut să abordăm în această seară, împreună am căzut de acord că e un subiect despre care nu vorbește aproape nimeni, cel puțin la televiziune, pentru că toată lumea se teme să vorbească de lucrurile care sunt secrete, interzise, dezbateri ascunse, și anume despre francmasonerie. Puțină lume știe că România e fruntașă, înțeleg, la numărul de masoni pe cap de locuitor. Avem, doamnelor și domnilor, peste 40.000 de români care sunt înscriși în diverse loje masonice. Asta înseamnă cam pe locul 2 în Europa, unul din primele locuri din lume ca număr de masoni pe cap de locuitor. În ultima vreme au mai apărut câteva dezvăluiri despre masonerie, dar în general axate pe politicieni. Fratele lui, fostului președinte Traian Băsescu, apărea cu o astfel de ceremonie. Multe personaje în această masonerie, vă închipuiți, 40 și păi ceva să de să începem cu începutul, nu? În mod normal am înțeles din ce am citit din regulile masoneriei că n-ai voie să spui de altcineva că e sau că nu e. O să dezbatem chestiunea asta, dar să începem cu începutul. Sunteți frate mason, ca să zic așa? Eu nu sunt. Ridicăm mâna, nicio. Nu sunt. Nicio. Nici noastră, da? Nicio. Să ridicăm mâna amândoi, nu suntem nu în nicio face, masonerie. În niciun fel de masonerie. Sunteți ofițer acoperit? Nu. Ridicăm mâna. SRI, SIE, SRI, SIE, Direcția de Informații Armatei, nu. Putem să aducem Biblia aici pe masă și absolut. Să jurăm pe absolut. Biblie și unul și altul. Deci, fără servicii secrete, adică, sigur, poate ne-am fi dorit, dar nu ne-au primit, poate nu era inteligența. Nu ne-au căutat. Inteligența nu era la nivelul ăla necesar ca să putem să pătrundem. Nu, glumesc, glumind de aici la chestia asta, la urma urmei alegere și pentru asta desfaci școală și, cel puțin din punctul meu de vedere, aveam alte priorități. Aceste lucruri fiind spuse, că e important de menționat, ca să nu, așa, noi nu încercăm aici să... Spuneați că nu prea discută lumea de masonerie. Sigur, nu se vorbește de masonerie. Masoneria este un lucru, teoretic este o asociație, o uniune, practic, ce poate fi comparată cu, eu știu, Uniunea, Asociația Șahiștilor din Drumul Taberei sau cu... nu vreau să lovesc în importanța masoneriei, dar vreau să vă spun că, din punct de vedere legal, se situează în același loc. Deci nu există nu pot exista ascunși, acoperiți și așa mai departe. Masoneria a făcut foarte multe lucruri bune de-a lungul istoriei în România, din câte am înțeles continuă să facă, în special în domeniul cultural. Sincer să fiu, așa cum ați menționat mai devreme, am contribuit și eu cât am putut, să zicem așa, cu un oarecare succes la acest val românesc.
probabil cea mai puternică mișcare culturală românească de după Revoluție în lume. Dar ați simțit mâna masoneriei? Nu, în primul rând să spunem ceva, domnule Păunescu. E important ca telespectatorii să înțeleagă, n-avem nimic cu cei 40 și ceva de mii de membri ai masoneriei, că unii din ei și nici sunt cu 5, personaje... 4 milioane de membri ai fostului Partid Comunist. Asta zic, sunt absolut onorabile, personaje absolut onorabile. Multe, dar știți cum e cu masoneria asta? Sunt și personaje pe acolo, ca așa se întâmplă la români, ca și în partidele românești, personaje care n-au ce căuta din punct de vedere intelectual și ba chiar al probității morale și profesionale. Avem diverse despre care s-a vorbit public, diverse personaje în masonerie, gen patronul de la Bragadiru, domnul Florea. Domnul Florea, patronul de la Bragadiru... Avea echipă de fotbal sau nu? Da, avea echipă de fotbal, nu știu, fabrică de alcool. Domnul Florea de la Bragadiru, cum a ajuns el de la alcool la masonerie, nu știu. Dar avem niște întrebări. Înțeleg, domnul Vanghele la un moment dat era numit ca un personaj din masonerie. Și aici ne punem întrebări, domne, masonerie să intră pe bază de, nu știu, câți bani dai, să intră pe bază de merite intelectuale și profesionale sau să intră și așa pe ușa din dos? Asta e, de fapt, întrebarea. Da, acum, sigur, poate să sune și un pic ca invidie. Dom'le, noi nu suntem, ei sunt, noi nu suntem. Păi nu, dar suntem mai relaxați, ne dăm cu părerea despre noi. Suntem mai relaxați, dar până la urmă ei decid. Adică, mă rog, o parte din ei decid și la ce vreau să mă refer în principal. Deci, există categorii din cei 44.000, vă dați seama că, cu siguranță, sau câți ori fi, n-avem de o să știm exact, dar din cei 44.000, marea majoritate sunt oameni cu studii, cu pregătire și, foarte important, cu poziții importante în diferitele structuri ale statului român. Și aici, când mă refer la structuri, nu mă refer numai la structuri, eu știu, de siguranță și așa mai departe, ci, să zicem, piramida care stă la baza unui stat organizat, astfel încât există... Am avut șansa să iau un interviu înainte să... Ajungem acolo imediat, deci, dar vreau să... Înainte să luăm pauza de publicitate, vreau să vă arăt ceva. Constituția României, la articolul 40, alineatul 4, spune așa. Articolul 40 se referă la dreptul de asociere. Oricine are... Dreptul, spune alineatul 1, cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere. Dar la alineatul 4 e o propoziție importantă în Constituția României. Asociațiile cu caracter secret sunt interzise. E logic de ce așa în orice democrație, pentru că asociația cu caracter secret, care scapă de sub controlul statului, poate crea o structură de putere paralelă care practic subminează puterea de stat. Și sigur că masoneria românească, cel puțin cea recentă, a avut chiar parte de scandaluri, de cancanuri, nu mai e atât de secretă, sau cel puțin aparent, și o să vă arăt site-ul, de pildă, ritului, da, vechi, scoțian acceptat. Există un site. Și acolo vom vedea pe site cum au loc reuniuni. Iată, ultima e din sesiunea Supremului Consiliu din 25-26 martie 2017, o rog pe Mura Frânculescu, colega mea, să pună acest site pe ecran ca să vedem despre ce este vorba. Aproape că pare că masoneria s-a transparentizat. Cel puțin are site-uri. Masonii, unii lideri ai masoneriei, acordă interviuri și nu se mai feresc atât de tare, poate și pentru că le interzice Constituția. Întrebarea este, asta este adevărata masonerie, cea care apare la televizor, care își publică poze pe blog, care are un site, sau există și o altă masonerie care scapă controlului public? Păi, să spunem așa, eu cred că cea mai... Cred că o metodă simplă de a ne da seama este... Să încercăm să vedem dacă, eu știu... conectați cu telespectatorii într-un fel sau altul să ne spună dacă sunt interesați sau nu, ne-am trebuit să aflăm mai mult sau mai puțin. Avem pe ecran acest site, e fabulos, o să vorbim puțin mai târziu despre liderul acestui rit, pentru că sunt mai multe rituri, mai multe loje, sigur că ele s-au unit, dar sunt diversi reprezentanți ai diverselor curente și n-am înțeles de ce e în engleză denumirea pe site, de ce nu e în românește, dacă probabil tot avem masonerie. Probabil că provine românească. Site-ul e limba română, mai puțin denumirea. Da. Liderul acestui rit
în România și numărul 2 în masoneria românească, e un domn mic acolo în imagine care vorbește pe scenă. Eu am fost actor de mâna a doua, ați auzit de el, de actorul ăsta, că sunteți regizor, Stelian Nistor. Domnul Stelian Nistor purta niște tăfi până niște scenete la televizor în anii 90 și acum a ajuns numărul 2 în masoneria românească. Ce știți despre cariera lui cinematografică? Despre cariera dânsului cinematografică știu mai puțin. Știu de prezențele dânsului la ProTV, un canal cunoscut, unde era prezentatorul unor emisiuni, dacă mi-am aminte, cred că vorbim de începutul anilor 2000, nu? În perioada respectivă. Ulterior, sincer să fiu, nu i-am urmărit cariera, să văd, nici m-a interesat, dar... Să intrăm direct în subiect și că eu sunt convins că foarte multă lume din cei care se uită au auzit cel puțin sau au văzut în filme sau au văzut în, eu și au citit în cărți, au citit în ziare despre această lume, să spunem, care are misterele ei, farmecul ei, acest secret, non-secret, legea spune că n-au voie să, dar sunt lucruri care nu se pot povesti, nu se pot spune, au loc întâlniri secrete în așa numitele ateliere și așa mai departe. Sigur că nu poți să dai vina pe întreaga mișcare față de ceea ce se discută în aceste ateliere de lucru, că am înțeles că așa se cheamă, ateliere de lucru, unde practic se întâlnesc niște venerabili sau, mă rog, eu știu, frați sau cum se cheamă ei, fără să îmi bat joc de asociația dânșilor, dar este foarte important de aflat. Hai să vă prezint eu. Eu vă spun, citesc din presă. Cine e domnul Stelian Nistor? Care sunt calități în afară numai de masă? Numai ca să punem lucrurile, cum să spun eu, să le aranjăm așa, în formă piramidală, să respectăm, dacă tot discutăm de masonerie, să vorbim de niște semne. Ideea este, numărul 1, legea nu permite o mișcare secretă. Mișcarea secretă, dacă are interese asupra statului, înseamnă că este o mișcare care poate fi oricând acuzată de, eu știu, orice fel de lucrare împotriva cetățenilor și, deci, a statului implicit a cetățenilor. Și atunci întrebarea vine, aflăm că erau 3.000, 2.000, 5.000, 7.000, azi aflăm că sunt 44.000. Întrebarea e, în politica românească, că, din ce am înțeles, n-au voie să facă politică cei care sunt în masonerie. Există cineva, există vreun ministru, vreun prim-ministru, vreun ex-prim-ministru, vreun președinte, vreun ex-președinte, vreun exponent important al vreunui partid politic care să fie membru al masoneriei? Asta e foarte important de știut ca să vedem de unde plecăm. În perioada interbelică știam. În secolul XIX, da, care au fost membri ai masoneriei, inclusiv regi, nu mai vorbim de prim-miniștri. Absolut. Astăzi nu se mai poate, conform legii. Și dacă respectăm legea, trebuie să mergem pe ideea asta. Deci, asta e foarte important, pentru că dacă... Și eu cred că lucrul ăsta îl putem afla relativ ușor, printr-o simplă cerere cu subsemnata stații de televiziune sau subsemnatul realizator de televiziune, așa, cere către instituția principală să ne spună dacă există membri în guvern, cine sunt cei care sunt membri și așa mai departe. Eu cred că nu ar fi nicio barieră să răspundă la o chestiune de genul ăsta, având în vedere că nu e o chestiune secretă. Odată ce aflăm treaba asta, ne dăm seama dacă această mișcare într-adevăr are o influență mare sau nu asupra activității noastre de zi cu zi. Pentru că, sincer să fiu, și de asta am vrut neapărat la început să stabilim dacă suntem acoperiți, dezveliți, înveliți sau nu știu oricum. Nu suntem nici în adormire ca masonii, suntem la vedere. Toate relele din lumea asta le face SRI-ul la ora asta. Da? Le-a făcut, le face și așa mai departe. Multe dintre ele, din păcate, s-au adeverit. Adică s-au dovedit, domne, da, ăla a făcut așa, ăla a făcut așa, au venit XY, că au spus, au arătat documente și au venit și au făcut o treabă. Dar nu cred că toate relele din lume le face SRI-ul sau le-a făcut SRI-ul sau Serviciul Român de Informații Externe, SIE, sau... Păi stați că am pregătit ceva ca să vă fac pe plac. Legătura dintre SRI și masonerie, știți cine o face? Și serviciile de spionaj ruse. Eu știam că sunt în... Domnul Stelian Nistor. Domnul Stelian Nistor,
un domn actor, mă rog, la televizor, nu e un mare actor, care a ajuns numărul 2 în masoneria din România. Avem imagini cu el dintr-un interviu luat pe un blog, site care se numește Forumul Masonic, da? E bine, domnul Stelian Nistor mai are niște calități, în afară de faptul că e numărul 2 în masoneria asta unită românească. E actor, nu? Nu, în afară de actor. Prezentator TV. Mai este ceva. A fost acționar la Iulius Mol Suceava, o afacere pusă la cale de regele molurilor, alături de toți foștii șefi SRI din Moldova. Și vă citesc câțiva. Generalii Alexoae, Atudoroae, Tiberiu Simion, fost șef al SRI Iași, colonelul Cuțanu, colonelul Dogaru, primul șef al SRI Iași după Revoluție, Florin Vezeteu. Toți acești oameni, ba chiar și fostul șef al SRI Suceava, s-au asociat în Iulius Mol alături de un domn Iulian Dascălu cu domnul Stelian Nistor. Ce calitate mai are domnul Nistor? Este nașul Valeriu Zgonea. Știți ăla care apărea pe telegrame că se ducea acolo, ilegal, acolo. Nu e ilegal. Până aici nu discutăm. Ok, da, nu, dacă să vedem care este cabala. Și de asemenea, deci asociat cu foști ofițeri, foști comandanți în SRI din zona Moldovei, domnul Nistor, înțeleg că a vândut acum, și a asociat după aia cu Boris Golovin, un domn, reprezentantul unui oligarh rus în România, care este fost agent GRU, dovedit, a și recunoscut, domnul Golovin, a cumpărat pe aici cetul din Giurgiu niște afaceri și are o firmă de transport cu domnul Stelian Nistor. Deci domnul Nistor a fost asociat și cu ofițeri SRI și cu ofițeri GRU, adică spionajul militar fost sovietic, actual rus. Și masonerie. Adică avem de toate. Servicii secrete interne, servicii secrete străine și masonerie. Nu, fi un om care, eu știu, cu un IQ foarte ridicat și care poate să le facă pe toate. E posibil, nu? Teoretic e posibil. Acum trebuie să vedem până unde... Și acum trecem la partea a doua, dar luăm o pauză de publicitate. Este modelul italian. Știți că noi în România am învățat multe de la verii noștri de gintă latină, inclusiv metode mafiote, dar am învățat și cu masoneria câte ceva de la ei, pentru că o să vă arătăm după pauza de publicitate care e modelul italian în materie de masonerie. În masonerie intră politicieni, oameni de afaceri, servicii secrete. Ăsta e modelul italian. Așa a fost un celebru scandal în Italia care a dus la căderea multor oameni politici. O să vedeți și ziariști acolo, nu? Și o să vorbim despre asta pentru că domnul Bobby Păunescu este autorul unui interviu celebru cu Licio Geli, fostul șef al Propaganda DUE, o lojă masonică a cărei cădere a dus la un cutremur, inclusiv pe piețele financiare, în mediul politic, Vatican și așa mai departe. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, Bobby Păunescu alături de noi, autorul ultimului interviu realizat cu Licio Geli, un om extrem de controversat în Italia, a murit în 2015, dacă nu mă înșel, dar în anii 80, în urma unei percheziții, s-a ajuns ca la, mă rog, găsirea unei liste de membrii ai lojei masonice pe care o înființase. Loja se numea P2E, Propaganda DUE. Da, inițial Propaganda 2, mă scuz că, inițial Propaganda 2 a fost o perioadă în care practic a trecut ca și lojă secretă și a devenit P2, așa numit o... P2. Da. Modelul italian de care vorbeam este acesta, o să vedeți după ce o să vă prezentăm inclusiv un interviu în exclusivitate. Nimeni n-a difuzat vreodată acest interviu la care domnul Păunescu lucrează și probabil că o să-l difuzeze în mai multe episoade. O să vedeți imagini în premieră din acest interviu. În fotografia de pe Facebook-ul domnului Păunescu este o fotografie cu Licio Geli și Bobby Păunescu din cadrul acestui interviu. De ce spuneam de modelul italian? Pentru că la fel ca la domnul Stelian Nistor, fostul actor, a ajuns numărul 2 în masoneria românească, care a trecut de la asociere de afaceri cu foști ofițeri SRI, înalți ofițeri SRI, generali și colonei, la asociere cu un fost spion GRU,
Sunt și serviciile secrete băgate în aceste loge masonice. Asta mă surprinde. Mă surprinde chestiunea asta, pentru că odată cu acest interviu practic am aflat că, cel puțin, ne cerem scuze pe această cale, să folosim o expresie așa, membrilor masoneriei române, că nu deținem limbajul adecvat, că au un limbaj, și poate... Păi dacă nu suntem nici masoni, nu știm. Poate se distrează, că aude, nici... uite, nu se zice așa, se zice așa, sau nu se face așa, probabil se zice așa. Probabil și agenților SRI trebuie să le cerem scuze că nu deținem nici limbajul lor specific, pentru că n-am studiat. Da, numai acolo el e secret, dar e secret în favoarea cetățeanului. Acolo Corect. Știm o chestiune clară. Deci acolo acceptăm că e secret, acceptăm să plătim, că toți plătim, și dumneavoastră plătiți și eu și dâns și toți cei care, eu știu, și cei care ne urmăresc, plătesc o cotizație sau plătesc o taxă și din taxa asta se duc așa și mai departe. Iar ei trebuie să păzească cetățeanul, societatea românească, țara și cetățeanul din România împotriva atacurilor teroriste, atacurilor, eu știu, mafiote, atacurilor provenite de la, eu știu, tot felul de asociații care au caractere secrete și care duc spre destabilizarea unei țări sau care pot duce la destabilizarea unei țări. Aici sunt puțin surprins când mi-a spus de legătura. Cât plătesc, cât plătește fiecare român, știți? La SRI? Știți? Bugetul SRI? Eu aș plăti oricât, numai să nu, știu știți că bugetul că SRI nu împărțit pe cap de locuri, ca să știm. Bugetul SRI e 2 miliarde de euro, cu toate pensiile alea speciale, că așa ne place nouă, să dăm pensii mari la foștii generali de servicii. 2 miliarde de euro, împărțit la vreo, nu știu dacă mai știu... miliarde de euro pe an sau cum? Pe an. Așa. Împărțit la vreo... mai pensii, nu? Asta e tot bugetul? Nu, asta e tot bugetul, care include și pensiile de la casa specială de pensii a agenților SRI și SIE. Pensionarii SRI și SIE. 2 miliarde de euro pe an, împărțit la vreo, nu știu, suntem... SRI și SIE. SRI și SIE. Și celelalte servicii secrete sau numai SRI și SIE? Nu. E bugetul SRI în care sunt băgate și pensiile de la SIE. Nu e bugetul SIE. Am Numai înțeles. Bugetul ăsta îi costă pe români, care nu știu dacă mai suntem vreo 15 milioane în țara asta, că restul sunt pe afară, muncesc și ei pe unde pot. Sunt agenți pe afară. Dacă împărțim 2 miliarde la 15 milioane, eu vă zic că plătim vreo 150-200 de euro de persoană pe cap de locuitor. Și sigur că noi ne permitem pe an să dăm 150 de euro e ca asigurarea la mașină. Eu n-aș dar lua așa. Românul care câștigă 150 de euro pe lună, practic un salariu și îl dă la SRI. Da, eu n-aș lua așa. Da, eu m-aș uita la efect, practic. Dacă suntem în situația în care SRI-ul ne apără să nu ajungem Siria, eu cred că merită și 200 de euro. Dacă e să punem siguranța cetățeanului, ca să nu folosesc termene acum de-astea deja... dacă banii ăștia sunt folosiți în scopul pentru care au fost alocați și cei de la SRI își fac treaba și în ultima perioadă eu cred că se simte și cei de la SIE și cei de la, mă rog, nu suntem țintă și eu știu, se observă și un anumit respect din partea țărilor mari către România vis-a-vis de ca țară, că până acum eram numai o țară de țigani și așa mai departe. Încet, încet, lucrurile și cu ajutorul serviciilor secrete, că altfel nu se poate, și asta e și menirea dânșilor. Deci, revenind la suma respectivă, dacă acei 100 de euro sau 80 de euro duc la siguranța zilei de mâine, nu legată de costul sunt bine zilnic, cheltuiți, sunt bine cheltuiți. Sunt bine. Dacă duc atunci, la asta. Asta dacă, e chestiunea. Dar dacă duc la dacă un nu, aparat rău. De 10.000 de oameni. E rău atunci. Care nu tot muncește în domeniul ăsta antiterorist, pe jumate muncesc în cu totul alte domenii, avem o problemă, zic. Dar o să vorbim în partea a doua a emisiunii, că vine cineva care chiar știe cu ce să mănâncă ne bată sau... subiectul nu. Ăsta. Și aș vrea să știu dacă avem materialul cu Licio Geli, fragmentul urmează, din interviu, urmează, gata. Încă gata. Dacă e gata, în regie, dacă nu, să ne spuneți un pic cum vi s-a părut Licio Geli, l-ați intervievat cu cât timp deci... înainte să... să cred moară. Că vreo 8 luni de zile înainte să moară, 6 luni de zile înainte să moară. Pentru mine, deci eu am copilărit în Italia și chiar în anii 70. Ulterior am făcut facultatea, prima facultate în zona italiană a Elveției și sigur legătura cu canalele media din Italia era foarte puternică, deci te uitai numai la canalele de televiziune italiană, în special în limba italiană.
Și tocmai când începea acea renumită mișcare a procurorilor cu mâinile curate și așa mai departe, manipulate și toată chestiunea asta. Haideți să dăm o listă, să-mi spuneți câte ceva despre personajele astea. Păi unii el, românii el știu. Este cheia la această chestiune. Deci pornim cu, deci ca să facem într-o singură propoziție să spunem cine a fost Dicio Geli, putem să spunem că atunci când Ronald Reagan a fost instaurat ca și președinte al Statelor Unite pentru prima dată, cu George W. Bush, vicepreședinte, fost șef al CIA, Ronald Reagan l-a prezentat la o cină, pentru cei care, eu știu, își desfășoară activitatea pe acolo, știu, acea renumită cină a lumânărilor, candle dinner și așa mai departe, de la inaugurare, unde l-au prezentat pe Dicio Geli ca omul care are cheile Europei. Interesant. Deci, Dicio Geli este cel care îl face, dă lovitoare de stat în Argentina și îl repune pe președinte pe peron al Argentinei. Este numit ministru ambasador cu puteri în domeniul cultural din partea Argentinei în Italia și practic pe chestiunea asta, dar el provine practic din, la 16 ani el intră în război pentru Franco, la 16 ani. După aia este în al doilea război mondial legătura dintre Hitler și Mussolini, în special după 8 septembrie 43. Urmează o zonă gri, dă marea spargere a băncii naționale de la, din Iugoslavia, de la Belgrad, în fața, deci la sfârșitul războiului, atunci când practic stăteau și aliații, erau, ei au ajuns primii, fașiști italieni, au ajuns primii și au luat aurul de acolo. Aur care, o parte din el este găsit la această Villa Banda unde am făcut și acest interviu. Atunci când a avut loc percheziția, era pus în astea de flori, fiind un parc superb, o clădire, o vilă superbă pe un deal, acolo unde stăteau plantele, dedesubt erau lingouri de aur, nu știu, 100, nu știu câte kilograme de aur, o cantitate imensă. Deci este un personaj, ulterior ajunge, lucrează în domeniul textilelor, intră în masonerie.